Un nou atac al prefectului la adresa conducerii serviciului de ambulanță Gorj. Marcel Iacobescu a acuzat în ultima perioadă incapacitatea managerului Claudiu Constantinescu de a angaja personal. La serviciul de salvare este deficit de medici și, în ciuda concursurilor anunțate, nu au fost doritorii care să se angajeze pe posturile vacante. Prefectul Iacobescu spune că ceea ce lipsește este strategia. Sunt soluții, am mai spus la un moment dat, am dat exemplu, se pot aduce medici chiar din afară. Până la urmă se pot detașa medici din secția ale spitalului unde nu există adresabilitate. Soluții sunt. Totul este ca cineva să vrea să facă treaba acolo. Atâta timp cât tu nu te plângi, nu faci demersuri, nu înaintezi documente, nu se întâmplă nimic. Dacă ne complacem în situațiile pe care le găsim la un moment dat în anumite locuri, o să rămânem în continuare la fel. Serviciul de ambulanță Gorj a fost în centrul unor scandaluri în ultimul an, fiind efectuate verificări din partea corpului de control al prefectului și chiar al ministrului sănătății.